Bună dimineața, oameni buni, și bine v-am găsit. Îl văd pe Dan în timp ce zâmbește și așteptam acest semnal de la el. De obicei mi-arată degetul de ok. Deci acest deget îmi arată, nu mi-arată alt deget. Nu-mi permit. Păi dacă nu, îl legăm de o căruță. Se zice că viața e fragilă, știi că moarte poate să fie la orice pas. Și luăm și îl ducem prin sat după. Așa, oameni buni, astăzi o să vorbim despre învățarea continuă și alături de mine am pe Dani. Salutare. Care a și inițiat acest subiect și bineînțeles, bună ei prietenă Andreea. Și o mai veche, salutare. O mai veche prietenă noastră și evident Dănuț, care este și organizator, și moderator, și participant, deci are toate calitățile. Omul bun la toate. Da, exact. Doar trebuie căsătorit și... De vreme. Contest. Mai așa copilărește, mai copilărește. Așa că dacă se uită prietena lui, să știi că nu e disponibil. Ce, nu e așa? Ești culmea, recunoaște. Treaba ta? O să ștergi asta la montaj, nu? Da, clar, depinde fiecare câte sloturi are. Ok. Oameni buni, astăzi este vineri pentru noi, pentru voi este sâmbătă. Este un motiv foarte serios de a face acest lucru. Mâine avem o zi dedicată Iulianei Neagu, care vine la Brașov. Vom publica acest interviu cu ea, probabil săptămâna viitoare, într-o premieră lungă de câteva zile, ca să vă stați în așteptare. Eu aștept de un an și ceva această întâlnire și e fabulos. Mai mult decât atât, vom continua această întâlnire câteva ore într-un loc sacru, adică la o crâșmă, dar nu merge așa. La un restaurant, evident, într-un loc foarte frumos, într-un spațiu, zicem noi, intim, în care vom continua să povestim ore lungi despre noi, despre călătoria sinelui. Oricum o să avem, o să existe pentru cei care vor fi în cameră, în sală, vor avea parte de o experiență super faină. Și voi, bineînțeles, pentru că onorează foarte greu invitațiile, nu pentru că este foarte ocupat, este pentru că nu vrea. Iar motivul pentru care a durat un an și ceva este pentru că a ales când a simțit că este potrivit momentul. Și asta mi s-a părut fabulos, plus că nu participă la alte podcasturi. Deci dacă cauți în mediul online, vei găsi foarte puține ale ei filmate, dar în rest invitate sau în altă parte foarte puține. Și e o onoare fabuloasă, deci sunt atât de entuziasmat de când am aflat că vine, încât abia aștept să vină ziua de mâine. Pentru că va ieși ceva foarte, foarte tare, foarte tare, zic eu. Și dar astăzi o să vorbim despre învățarea continuă, o să prindem mult probabil și din aceste subiecte, pentru că învățarea asta continuă, din perspectiva mea, te ajută, dacă școala te învață să înveți, odată cu timpul învățarea asta continuă te ajută să nu mai ai nevoie să înveți. Sună foarte tare, dar sau foarte greu de înțeles, dar asta nu înseamnă că nu o să citești câteva sute mii, zeci de mii de cărți, eu știu, sau materiale, sau fiecare ce alege să studieze, ca să afle, din perspectiva mea, adevărul, acel adevăr. Că, până la urmă, ce înseamnă învățare continuă? Înseamnă să vedem cum integrăm acea cunoaștere și acea cunoștință, de fapt, în cunoaștere, care să ne conducă în trăire. Pentru că în spatele ideii de fericire stă foarte multă cunoaștere de sine și e, cred că, cea mai importantă chestie, pentru că ia orice carte, da? Indiferent că citești o carte de beletristică sau orice altă informație, este în oglindă cu tine. Da? Deci, ca să poți să recepționezi, tu oglindești. Păi, dar eu cum aș comporta în locul personajului din carte. Cum aș simți, știi? De acolo vine și trăirea, inclusiv un film joacă rolul acesta, deci îți aduce informații documentare, adică canalele sunt multiple, evident, în funcție de cum preferi. Dar în esență ele adaugă și scoate. Spui, uite, asta nu-mi place să fiu, asta îmi place să fiu. Și toată povestea asta, la un moment dat, exact cum îi spuneam mai devreme vecinii noastre, Elena, la un moment dat îți dai seama că reușești să dai la o parte inclusiv documentare, video, subiecte care nu te mai interesează. De ce? Pentru că ele sunt deja integrate și sunt pe pagina ta de adevăr. Da? Și când aflu un cuvânt, el mi se duce așa, simt în mintea mea că se duce exact la locul potrivit, zice bravo, ai mai aflat un cuvânt care se leagă cu propoziția aia. Și asta, bineînțeles, nu conduce doar la a descoperi un puzzle ca un sudoku. În primul rând ai nevoie și cuvintele sau frazele respective să fie validate și acceptate de tine. Asta înseamnă că vei citi poate multe cărți cu aceeași temă până descoperi că aha, that's it, știi? Da. Pentru că nu, mintea are tendința să... Poți să citești același cuvânt de la mai multe ori și după aia să zici contează când le citești, că într-un moment exact, observi o chestie de înaltă. Adică dacă le citești o carte, probabil că reții de acolo cu tot altceva. Și poate și modul de exprimare al autorului, că poate să zică același lucru, dar dacă ți-l spune un pic mai complicat decât percepția ta,
ar putea să nu înțelegi o carte care să fie asemănătoare cu una în care, dacă faci propoziția mult mai simplă, să fie același lucru. De exemplu, mie mi-a plăcut foarte mult Atomic Habits. Da, a vorbit așa foarte pe limba tuturor. Foarte și... faină carte. Și ușor. Și noi am făcut inclusiv un program de... adică mare parte din baza programului de cum să scoți și să instalezi obiceiul a venit din cartea respectivă. Adică mi s-a părut că atât de ușor de explicat este încât... și e doar chestiune de... foarte... Exemple, e chiar un manual ușor de utilizat. Iar și... acum, uite, de exemplu, toată lumea recomandă pentru educație financiară Cel mai bogat om din Babilon, care acolo e vorba de conceptul ăla de bază, pe care probabil găsești în foarte multe alte cărți, dar asta e spus așa, ca pentru copii, cumva, și toată lumea își aduce aminte povestea. Cea mai mare provocare a profesorilor, că sunt profesori, nu învățători, sunt exact, e acest limbaj de, să zic așa, științific sau de lemn. E într-un vocabular mai puțin academic, spunem limbaj de lemn. Ăla în care vorbești practic din noțiuni. Acum depinde cui te adresezi. În esență, dacă tu știi să traduci acea știință într-un limbaj foarte popular și ușor de înțeles de oameni, ăla este impactul, că pe tine aia te interesează. Nu te interesează să vezi un cuvânt care îl găsești și greu în text. Adică nu ne ajută cu nimic să părem deștepți, știi? Da. Cred că dacă ar fi să dau un exemplu pe partea asta, mi-amintesc că în școala generală, o diferență într-un an de zi la aceeași materie, la istorie, într-adevăr, la istoria poate să fie ușor de înțeles sau greu de înțeles. Doi profesori diferiți pentru că cumva a trebuit să se schimbe în anul respectiv. De la unul ne... plăcea și cu drag învățam și înțelegeam, pentru că foarte mult se oprea și explica pe înțeles unui copil ce înseamnă mai exact, nu știu, etapa aia din istoria umană. Iar de la celălalt, pur și simplu, el citea din carte, era totul monoton, trecea pe lângă urechile noastre complet. Aceeași materie care și exact modul de livrare. Mi-a zis cineva la un moment dat că toate cărțile astea de dezvoltare personală motivaționale, așa le-am menționat, spun același lucru. Și am spus, este parțial adevărat, dar sunt cărți într-adevăr sau sunt informații pe care le regăsești. Ce este interesant este că tu te poți conecta la un autor și la limbajul lui. Și rămâi pe el, este în regulă. Poți să mai testezi, nu știu, și unul și altul, descoperi aceleași lucruri, te ajută sau nu te ajută, dar în principiu tot de tine depinde să găsești autorul care vorbește pe limba ta, știi? Și de aia e fabulos să stai să te gândești că până la urmă dacă ai avea, eu știu, o hartă în care să zică cineva nu citi autorul ăla că nu se potrivește, și ar fi fabulos, nu? Citești toate cărțile astea și ai rezolvat-o. Cred că rezolve AI în curând și asta. Posibil și asta, posibil și asta. Pe de altă parte, făceam un pic gluma asta mai devreme, ce căutăm de Black Friday, unii caută vacanțe, alții caută electrocasnice, Dan caută cărți și noi am mai căutat cărți, să găsim acele cărți. Învățarea continuă, din perspectiva mea, vine ca mâncatul, ca mersul la piscină, habar n-am, o chestie stil de viață. Pentru că nu mai are legătură cu să aflu lucruri noi, află cumva să-l tot ții încălzit, să simți că ești tot timpul conectat, da? Și exercițiile fizice te ajută să nu trebuie să faci nu știu ce, pentru mine nu e cazul de nu știu ce, muscle up, înseamnă pur și simplu să mă simt bine în corpul meu. Da. Dacă n-aș face, m-aș simți nașpa. Și atunci mai fac o mișcare, o alergare, ridic niște greutăți foarte ușoare, mă simt bine, am plecat din sală, e ok. Deci pentru mine asta înseamnă continuu. Da? Deci nu trebuie să depun un efort, să iau nu știu ce tratate academice, dacă nu este momentul să... Obișnuință, cumva. Exact. Exact despre asta este vorba. Dar asta înseamnă că e parte din identitatea ta, apropo de ce desenăm aici. Adică ea mea. Până nu este a ta, până nu e conectată cu tine, exact cum ți-am desenat ție, o să fie tot timpul trebuie. Și o să fie complicată și spui tu cuiva că ar fi bine să citești. La ce l-ajută? Nu l-ajută pe nimeni. Acum, audiența noastră este conectată la dezvoltare personală și asta este foarte bine. Deci, clar, vorbim o limbă, aceeași limbă, da. Acum, care sunt dezavantajele? Că, uite, vorbeam mai devreme de avantaje și dezavantaje. Putem să ne oprim la avantaje, de fapt, hai să începem cu avantajele pentru fiecare, după care vedem dezavantaje, da? Și pe aia putem să vorbim despre provocări în aspectul ăsta, pentru că știu că există la fiecare dintre voi. Alegi să citești o carte sau să mergi la film. Alegi să
mergi la un seminar, un eveniment sau mergi într-o vacanță la Maldive. Eu am avut situații unde cu banii aia puteam să merg lege la Maldive, dar am preferat să dau 2500 de euro pe un program. Da? Sau în altă parte. Ok? Deci, poate să fie și asta un challenge. Hai să vedem. Cine deci asta începe? E dacă simți că e pentru tine. Pentru că posibil că în momentul respectiv al vieții tale poate aveai nevoie de cursul respectiv și nu de o vacanță de Maldive. Sau altă dată, poate dacă erai într-un moment de burnout, ai fi preferat să mergi în Maldive să te recreezi și să ieși din starea respectivă. Corect, și asta. Și asta. Și mai e o chestiune, deci suntem ceea ce facem. Adică dacă nu mi-a venit deloc în cap să mă duc într-o vacanță și să merg la program, în programul respectiv, nu am simțit nicio durere. Adică nu mă apasă, n-am o părere de rău că puteam să merg într-o altă vacanță, pentru că am simțit că mi-a dat mai multă valoare și sentimentul ăla de plăcere, fiind acolo înconjurat de oameni respectivi, să lucrez în programul respectiv. Mi s-a părut fabulos. La ce a ajutat? La cine sunt astăzi? La momentul în care deschid gura, la momentul în care stabilesc tarifele pentru cei cu care lucrez, pentru că contează. Valoarea mea este adusă de timpul și de ce am lucrat cu mine până la momentul de față. Deci cam asta este. Adică dacă mi-am dedicat viața unui scop, e normal să-mi cresc stima de sine și valoarea, pentru că am adăugat. Exact. Asta am făcut zi de zi, an de zi. Exact. Nu? Și e valabil pentru fiecare dintre voi. Și o să vedeți cu siguranță în timp ce diferență uriașă o să se facă. Mie mi-a plăcut comparația pe care ai făcut-o, că învățarea continuă ca mâncarea. Se zice, pofta vine mâncând, așa e și cu învățarea. Așa când este. Înveți, așa este. Ți vine, vrei tot mai mult să cunoști. Și tu ce te bucuri? De mâncare pofta sau vine de mâncând? La mâncare rău. Da, eu n-am mâncat nimic de dimineață, nu mă băgați în seama. Ok, atunci nu mai vorbim de mâncare atunci. Faci fasting, nu e... Deci hai să vedem, care sunt avantajele? Haideți să vedem câteva avantaje. Cum v-a ajutat pe voi învățarea și dezvoltarea voastră continuă? Echilibru, eu aș zice. Uite, asta sună bine, echilibru. Da. Sună, super fain. Altceva? Adaptare. Te adaptezi mai ușor schimbărilor care au loc în societate cu digitalizare. Dacă ești mereu informație, mai ușor să incorporezi în sistemul tău de a lucra, de a învăța anumite obiceiuri noi. Asta este teoria, nu? Asta este teoria. Și practic e, și timidezi. Nu mă întreba. Da, da, țin minte că se uitau părinții mei la MasterChef, era emisiunea aia și a venit un băiat care a făcut nu știu ce desert și a zis că l-a întrebat un jurat, ce ai făcut aici? Și face, păi teoretic am făcut, uite asta cu asta, așa, asta, așa, că practic, adică ce ați zis voi? Practic am făcut ce am vrut eu. Că... Da, am văzut. Știi? Da. Și cumva, era cum ai tras crevetele. Sau ceva de genul, nu știu exact care era faza. A fost foarte haios acel participant, da. Da. Uite, un alt avantaj pe care l-am simțit eu este, asta e o vorbă care a plecat de la mama. Când eram mic, mi-a spus, cum mi-a explicat ea povestea educației. Draga de ea, nu zic săracă, că nu era săracă și nici nu e săracă. Că sărac înseamnă mai mult decât partea materială, e o femeie foarte bogată. Draga de ea mi-a zis așa, băi, în orice moment al vieții tale, cu școală, tu poți oricând să te cobori la nivelul celor de sub tine. În schimb invers, nu o să te poți urca niciodată. Și mie mi-a rămas atât de tare întipărit în minte și am spus că, și cum îți dai seama de asta? Vă dau exemplu, dacă mă duc într-o fabrică, mi se întâmplă frecvent, tu știi foarte bine, și mă duc la baia, unde, la toaleta unde merg și muncitorii. Dacă eu pot să zic, bună dimineața, bine ați venit sau ce mai face, să zâmbesc, să... știi? Mi se pare. Bună dimineața. Știi? Mi se pare foarte interesant faptul că cu cât nivelul tău de educație este mai jos, tu ai senzația că ești foarte înalt. Și că ar trebui să fie total invers. Cu cât te duci și ești mai educat, îți poți da seama că tu poți să fii exact în locul în care vrei tu, în orice moment, în orice fracțiune secundă, fără să simți nici tu, nici celor că ești. Pentru că cu cât ești mai frustrat, că nu ești nu știu la ce nivel, faci gălăgie mai multă. Urli mai mult, țibem, știi că era și o poză în mediul online, știi? Cu cât capul tău e mai gol, zbier mai mult, știi? Că cu cât ești mai plin, ești mai calm, mai liniștit, adică ai alt tip de comportament. Dar asta, evident, e o călătorie. Și pentru mine eu simt că mai e o călătorie. Dar am simțit din plin de-a lungul timpului faptul că pot oricând să-mi reglez temperatura și
conectarea cu ceilalți, dat de educația pe care eu am, de cunoștințele pe care le am, de felul în care eu scanez pe cel din fața mea, felul în care înțeleg și eu înțeleg din toată ființa mea că este dincolo de cuvinte, este dincolo de ce cunoaște, este un spirit, este o ființă și pot să-l ajut dacă pot. Dacă pot să măcar să-l ajut, știi cum era vorba, măcar lasă ceva mai bine de cât ai găsit, decât să îl distrugi și tu mai tare, da? Deci cu asta, eu asta am văzut un mega mare avantaj în... Sau să tac. Uite, un alt exemplu, fain, mi s-a întâmplat să nu deschid gura în anumite locuri pentru că am simțit că nu am ce să spun acolo, în locul ăla. Deși puteam să vorbesc ore întregi, dar stăpânirea de sine și să păstrez pentru mine cele date, informații valoroase pe care eu simțeam că pot să le duc omului din fața mea sau grupului, este un act al educației. Al faptului că atâta vreme cât nu sunt întrebat, n-am ce să răspund. Atâta vreme cât nu mi se cer opinie, n-am ce să răspund. Și asta înseamnă educație. Părerea mea. No, astea sunt avantaje fabuloase și îți dă foarte multă încredere în sine. Și n-ai nevoie să strălucești, n-ai nevoie să exprimi, n-ai nevoie să urli, să zici cât de educat ești, pur și simplu ești. Și asta cred că face foarte mult, apropo, deci că educația asta continuă are și ea o etapă de viață. Una, într-un fel te comporți în primii 5-10 ani din de educație și alta te comporți la peste 30-40 de ani, știi? Eu aș desena-o așa într-un cerc în jurul tău. Poate să fie și așa, da, ca să ai ca amplitudine, da. Mm-hmm. Expansiune. Da. N-ai nevoie așa, o iei din colțișorul în care ai pus-o tot timpul. Dezavantaje, avem dezavantaje. Da, overwhelming poate să fie. Uite, de exemplu, acum când ai atât de multe surse și nu știi pe care să o alegi, aici când vine tu, vrei să fii tot timpul este la curent. Un moment foarte, foarte interesant asta. Apropo de, bă, înainte te învăța profesorul, preotul la biserică și cam atât, înțeleptul satul, dacă era. Nu aveai prea multe variante. Nu aveai opțiuni, nu puteai să mergi în satul vecin, că îți rea cald, n-ai cald. Știi? Cum sunt foarte multe cursuri online, adică dacă cauți... Cum le validezi? Simplă... Cum validezi calitatea unui curs? Păi, ți-ai jumătate de oră numai să te gândești ce curs să aleg, care e ok. Da. Stai să vedem review-uri. Uite, de Black Friday, că te uiți, acum ai... 50.000 de variante de laptop pe, nu știu, sau ceva ce vrei să-ți cumperi. Te uiți, stai că ăla e așa, compară-l pe ăla cu ăla. Ați văzut că pe Moac, de exemplu, chestia compară. Eu bag 4, compar, mai bag încă 4. Stai că mai sunt și alte site-uri. Și mai sunt și alte site-uri și mai ce mai e. Și stai și te trezești că o oră ai pierdut-o degeaba pe o chestie pe care pur și simplu puteai să iei o decizie. Nu era decizia bună. Făceai o schimbare care, nu știu, poate nu dura chiar. E bine și să faci research, e ok să te informezi și să fii informat, dar de multe ori sunt anumite lucruri care nu necesită atât de mult timp pierdut. Da. Cum văd eu asta cu educația și mi s-a părut cel mai bun exemplu, că cred că se leagă și de Black Friday și de, știi că eram aseară, ne uitam pe Mac și cu toate că am descoperit că sunt utilizator experimentat la o comandă cât am dat eu în viața mea pe Mac. Și erau foarte multe categorii, n-am intrat niciodată să mă uit câte categorii, câte produse sunt și erau o grămadă de chestii, nici nu știai ce să cumperi. Și la ce m-am gândit eu atunci era, nu știu dacă știți povestea cu vasul ăla, era un vapor care s-a stricat, cumva că scurgea apă pe undeva, nu știa nimeni pe unde. Și au chemat un expert care a venit așa, s-a uitat la vas și a zis, bine, pot să vi-l repar, vă costă, nu mai știu, 100.000 de euro sau ceva de genul. Bine, repară. Se uită așa puțin, vine așa, ia ciocanul și dă o lovitură de ciocan undeva și s-a strâmbat tabla și n-a mai curs. Și a zis, păi pentru asta te plătim noi 100.000 de euro sau ceva de genul? Nu, mă plătesc pentru că știu să-mi dau unde să dau cu ciocanul, nu că am dat o lovitură de ciocan. Corect, corect, corect. Cumva cam așa văd și chestia, știi? Ai 1.000 de opțiuni, poți să faci o grămadă de chestii, tu le iau review-uri, ăsta e validat, ăla se promovează mai bine, nu știu ce. Dar tu în momentul în care ești educat și... cumva ai o oarecare cunoaștere, știi ce să alegi deja, adică știi în ce direcție te îndrepti cu toate lucrurile astea. A fost o carte foarte faină acolo, Nectar pentru suflet, de soție Dubrovski, 600 de pagini cu o grămadă de informații. Eu am rămas cu o propulsie din cartea aia și că fericirea începe unde se termină ignoranța. Și cred că când zici de dezavantaje, nu știu dacă e neapărat un dezavantaj pe termen lung, adică că e overwhelming, poate e overwhelming acum. Poate este acum, da. E acum, știi, cum zicea Robin Sharma. Toate schimbările sunt grele la început, confuze la mijloc și frumoase spre final. Spre final, da. Știi? Adică, what's your other choice? Care e altă variantă pe care ai? Deci ai altă variantă? Îmi aduc aminte că
în timpul verilor sunt și erau zile de sâmbătă sau de duminică pe care le petreceam acasă în curte, îmi puneam șezlongul în curte, îmi luam o sticlă de apă, cafele sau limonadă sau ce îmi luam, cărți, căști. Cafele. Le. Da? Și în afară de pipi, mâncat, citit și studiat, nu terminam. Deci cred că recordul meu a fost aproape două cărți într-o zi. Da, am băgat. Adică una m-a prins atât de tare încât am zis că și dacă îmi pun scobitor loc de termin. Dar, mă rog, acum nu vorbim de tratate de 10.000 de pagini, vorbim de 226 de pagini și am aproape două cărți am citit, dar eram atât de prins și nu puteam să explic. Băi, cum să nu vă placă? Cum să nu-ți placă să știi? Pentru că este într-adevăr să alegi. Dar eu nu mai vedeam că e soare, eu nu mai vedeam că puteam să merg cu bicicleta, nu mai vedeam, pentru că nu era nevoia mea atunci să fac chestia asta, știi? Uitându-mă la început, apropo de greu la început, efectiv am simțit copleșitor, m-am simțit copleșit, ziceam, poamne, câte cărți trebuie să citești? Mai ales că cele două cărți de care vorbeam din colecția cărților cheie, Secretele Succesului și De la Idee la Bani, erau primele acum 23 de ani. Eu le căutam ei au adus, cred că primele cărți, cred, nu știu să zic, în România de dezvoltare personală. Și când am intrat în librăriile de pe site, cum erau site-urile făcute acum 20 ceva de ani, ziceam, Doamne, cât ai de citit? Și cine citește atâta? Și uitându-mă înapoi și îmi dau seama cât mai am de citit și cred că mai am enorm de mult de citit și cât am citit și eu am studiat, că sunt, repet, și alte forme, mi-a dus foarte multă liniște, spun sincer. Deci astăzi pot să spun că am liniștea aia, pentru că nu e ceva care să simt că mă... Nu înțeleg, nu pot să răspund, nu pot să mă... Da? Și totuși zic eu că am făcut o mișcare destul de rapidă, până la 40 de ani. Mai ales de anumit exemplu, a început e de vreme, 20 ceva de ani, probabil spre 30 ceva de ani o să ai... Nici 20, nu? Nici 20 n-are, da. Așa, corect. Dar probabil peste vreo 10 ani o să simți diferența. Ce este ca dezavantaj poate să mai fie că nu mai poți avea neapărat același cer de oameni la un moment dat. Deci trebuie să fie și asta, că primesc semnalele astea. Sunt oameni care aleg să nu investească în ei și atunci poți să faci diferența la un moment dat, să spui ok, eu am ales un alt drum și te iubesc și atât, e regulă. Dar în general vine și cu pachetul ăsta. Adică se întâmplă să-ți schimbi și cercul de oameni de care ești înconjurat. Poate să fie unde în afară așa. De familie, sincer. Exact, în afară de familie, da. Cum am observat eu, că în afară de familie sunt... N-aș vrea să zic selectiv, dar cred că selectiv e cuvântul. Cine? Da, e selectiv, da. Vreau să stau. Este un neapărat dezavantaj, că nu aș vrea să-l privesc. Că sunt oameni faini care au onorat timpul tău și tu ai onorat în timpul lor, știu, acum 10 ani. Dar între timp tu vrei altceva și oricum viața ta se schimbă, că simți, participi la alte evenimente, cunoști alți oameni, schimbi alte opinii, păreri, știi? Prioritățile tale, că poate nu mai ești implicat activ în activități sociale, că alegi să citești, să stai acasă, să citești, să înveți, dar până la urmă apar alți oameni cu care conectezi, cum ziceai și tu, că îți schimbi și să cercurile. Nu dezonorezi. Deci eu trimit mesajul ăsta pentru mesajele care le primesc, că mi-am schimbat toți prietenii și poți fi perceput și tu, dar și ceilalți, ca și cum e exclus sau îi faci mai inferior decât tine. Nu! Nu mai onorezi neapărat relația aia. Tu respecti, da? O onorezi, o respecti, dar nu neapărat o servești. Adică nu mai sunt în relația respectivă atât de mult, poate să fie. Adică nu e nicio chestie. Astfel încât să nu... excluzi din viața ta, pentru că e chiar aiurea să faci asta. Adică dacă tu ai ales un alt drum, asta nu înseamnă că ceilalți nu pot să se ia după tine. Pentru că dacă ei simt un spațiu curat, la un moment dat te întreabă, hei, tu ce faci diferit? Poate învăț și eu de la tine. Și atunci, de ce nu? Îi servești, arăți niște biblioteci, îi mai dai câteva informații care să te ajute. Și tot într-un spațiu de tu iei ce-ți trebuie de aici. Adică nu... Hai să-ți explic cât de deștept sunt. Da. Adică eu zic asta din așa nu... că într-un anumit context, mai ales dacă apeși niște butoane ale ego-ului în anumite povești, se poate întâmpla, și mie mi s-a întâmplat, să scot arsenalul greu când am avut nevoie de el, dar nu e recomandat, nu zic că este ușor, eu mi-a luat foarte mult timp să înțeleg și ore și ore de lucrat cu mine, dar știu că la început e tendința asta de validare și ai nevoie să te validezi.
Deci prima reacție va fi asta. Deci poate să fie un dezavantaj faptul că excluzi tu și te-ai exclus tu din locul ăla și poți să-ți faci rău. Adică ar fi bine să analizezi un pic lucrurile și să-ți dai timp și ție și celuilalt. Și... pentru că și tu ai ales un drum, de ce n-ar putea să aleagă și celălalt drumul ăla? It's there, și e ce, da, exact, e alegerea lor. Hai să vedem ce alte mai sunt. Dezavantaje. Mai aveți un dezavantaj? Dezavantaje? Da. Nu? Provocări? Aveți vreo provocare în legătură cu învățarea continuă? Procrastinarea. Asta vrei să-i șoptești de lui Dani, nu? Lumea procrastinează. Sau pe limba română, nu am chef azi. Nu am chef azi. Să știi că și eu am, din când în când. Normal. Dar cum văd eu lucrurile, și cred că câteodată n-aș vrea să zic că procrastinarea e un lucru bun, asta cred că e o scuză de-a mea, dar cum văd eu lucrurile? Practic avem partea subconștientă, care e intuiție, creativitate, e pe aici, cu ceacurile astea de mai jos. Avem aici partea de fericire, unde în mod ideal iubim, totul e perfect, acceptăm totul așa cum e. Și mai avem partea mentală, unde eu momentan sunt cam stresat la nivel mental. Și în mod ideal unim toate lucrurile astea aici, la fericire, armonie, iubire, pace, totul e bine. Numai că când uiți de o parte, automat ea suferă și cealaltă primește mai mult. Când uiți de alta, suferă cealaltă cumva. Și trebuie să găsești un mod să le armonizezi pe toate. Adică nici să fii toată ziua fire, cam pățit treaba asta să fiu, căutăm, facem, ta-na-na-na-na, dar suferă altă parte între timp. Și ai descoperit-o acum sau și practici? Eu am descoperit-o și o implementez, o integrez. Am înțeles, ei dau și un termen de implementare cu examen, cu... Dar nu știu dacă merge cu termen de implementare. Ar fi mișto, știu eu. E învățare continuă. E învățare continuă, dar ce voiam să zic e că mi-a spus un domn Cătălin o chestie foarte interesantă, cumva... Dar auzi, tu de ce nu... Cumva de ce nu mergi către chestiile care te fac fericit? Și mă întrebam eu, dar tu cum adică nu mergi către chestiile care mă fac fericit? Păi, ia-zi, ce te face fericit? I-am zis eu așa două, trei lucruri, păi și de ce nu le faci? Am stat puțin așa și m-am gândit, interesting. Și cumva că și sufletul are nevoile lui. Adică nu poți numai să stai toată ziua să intri în cunoaștere la nivel mental. Exact. Că și să vrea efectiv să mănânci o prăjitură. Atâta timp cât nu e în exces, nu dăunează. Corect, să mănânci o prăjitură, să mai ieși cu niște prieteni, să mergi la un camping, să... Exact. Și cumva chestiile astea să găsești armonia de care... Tot vorbești în webinarii de hot timp și nu știu dacă înțelege lumea și nu știu dacă înțeleg nici eu. Da. Băi, voi sunteți nebun la cap, deci mă apuc să mai fac un webinar acum. Eu zic să mai facem webinar, facem webinar acum. Știi, să ajungi în armonia asta în care efectiv totul e așa, un soi de așezat. Mă uitam la... mi-ai recomandat... Știi cum e? Nu am chef azi? Nu, da, nu da, da. Când zici nu am chef azi, poți să o privești din vină sau poți să o privești din armonie. Asta vreau să zic. Băi, n-am chef azi, dar nu mă simt vinovat. N-am de ce. Știi, n-am chef azi și este armonie. Cum vine asta? Ea nu vine... Mă, poate asta explică ușor. Dar știi cum e? Că tu trebuie să știi toate punctele astea. Trebuie să știi și sănătate, ceva despre ea, trebuie să știi și despre relații, trebuie să știi și despre spiritual, trebuie să știi și despre bani, da. Trebuie să știi și despre... ce mai era acolo în roata aia? Da? Deci, fiind timp, relații, carieră... Da. De-aia mi se pare atât de faină, e atât de simplu, dar atât de vieții, nu? Atât de greu de lucrat la toate. Da. Și atunci eu dau exemplu titirezului. Când pui un titirez care e ciobit, da, aici are mai puțin material și aici e plin. Când îl înverți, el se duce aiurea. Da, da. Și oricum e dezechilibrat. Și atunci îi zici, bă, eu stau astăzi toată ziua în meditație, dar poate am nevoie să mănânc o prăjitură, să mă dau cu bicicleta. Și voi face asta, care include sport. Sau, uite, mă duc la o întâlnire de networking. Întreține relațiile. Dar nu o să fie o chestie care vine... La început încep cu calendarul, nu se potrivește. Dar după aia merge în simțire. Adică la un moment dat le simți, nu poți să le planifici. Hai să pun întrebarea un pic altfel. De exemplu, cum văd eu procrastinare și nu am făcut lucrurile pe care mi le-am propus, în ideea în care, nu știu, aseară mi-am propus și mi-am făcut planul pentru ziua de vineri, de dimineață, exact cum v-am zis și vă, hai să facem podcastul de la oră, încă să am câteva ore legate de muncă. S-au întâmplat diverse. Mi-am adus aminte că trebuie să mă duc la un RC și zic, aoleu, stai. M-am întrerupt de la ceea ce îmi propusesem inițial că fac în dimineața respectivă
Și m-am supărat pe mine, am zis, uite, iar ai procrastinat, iar zis, uite, ai vrut să te trezești la 8, te-ai trezit la 9. Niște lucruri din astea în care cumva eu am simțit că dacă nu am făcut ceea ce mi-am propus inițial să fac, dacă nu-mi propuneam nimic și aș fi zis, astăzi e ok, lejer, în teorie, și dacă nu faci nimic, ziua asta e ok, te-ai odihnit, te-ai relaxat, dacă ai făcut ceva e pe plus. Dar în momentul în care eu mi-am pus un target să fac aia și aia, poate chiar mi l-am scris pe hârtie, în momentul ăla am simțit că nu am făcut, aveam un scop și nu l-am îndeplinit. Sper că e normal cumva să greșim, să păcătuim, cum s-ar spune, adică trebuie să ne, cumva să fim mai blânzi cu noi, să ne iertăm. E și partea asta de nu poți să fii flower power, dar cumva să ne iertăm, pentru că nu, cum văd eu lucrurile, e că nu prăjitura îngrașă omul, omul se îngrașă singur când mănâncă prăjitura, poți să mănânci o prăjitură să zici, ce bun a fost, sau poți să mănânci o prăjitură să zici, te simți vinovat, am mâncat prăjitura asta, iarăși mă îngraș, da, mă cu e stresul ăsta de după, e starea aia mentală. Și mi se pare că e același lucru și cu procrastinarea asta, adică ți-ai planificat să faci o chestie seara, bun, n-ai făcut-o, move on. Poate da, da. Mine. Poate, nu, don't dwell on it, e în trecut cumva. Da, corect. Rămân în totuși oare ce vine, de ce amânăm chestiile astea să le facem? Eu aș pune altfel întrebarea, pentru că în momentul în care îți adresezi o întrebare de vibrație joasă, te conduce automat. Exact. Întrebarea este ce-ți place. Pune întrebarea ce-mi place și vezi, după aia o să pui întrebarea, dar ce trebuie? Da? Că e și o chestie, ce e necesar neapărat ce trebuie, ce e necesar să fac. Dar și din ce e necesar, apare întrebarea cum pot să îmi acopăr acest necesar. Și în final, evident, vei ajunge niște răspunsuri. Mai apare o altă chestie și aici vine, da, oamenii care au un anumit grad de înțelepciune în toate locurile lumii există, așa a lăsat bunul Dumnezeu. Caută locurile, caută oameni de la care să înveți. Adică nu poți să stai tu singur acasă să crezi că o să poți singur să le așezi în ordine. N-ai cum, adică nu așa e gândită lumea. Pentru că nu așa ai gândit, adică tu poți să tot dai bulk informații, dar la un moment dat tu nu le-ai clarificat, pentru că nu le compari, nu le așezi, nu le integrezi. Și atunci dacă, de exemplu, simți nevoia, du-te și cere sfaturi, știi, cere opinia cuiva, lucrează cu cineva. Păi sunt oameni, prezența într-un grup asta te ajute la un moment dat să-ți integrezi, să-ți așezi niște gânduri, știi? No, adică după aia poți să mergi la un coach, poți să mergi la un psiholog, poți să mergi, sunt foarte multe, și un psiholog bun, și la un preot dacă e un duhovnic bun și cu înțelepciune, Dumnezeule, poți să ai niște, te reglează instantaneu, știi, ți așează gândurile. Deci asta este, așa văd eu lucrurile și asta tot oricum îți trebuie timp, adică să fiți un pic mai blând și asta e cuvântul care l-ai zis. Blândețea asta înseamnă, știi cum a zis Michelangelo după ce, chiar înainte să moară, cumva că își cerea scuze lui Dumnezeu de faptul că n-a putut să-i onoreze toată viața lui cu operele pe care le-a creat, știi? Adică toată viața lui a lucrat la o perfecțiune și la perfecțiunea care să onoreze toate darurile care le-a dat Dumnezeu. Și el, asta era finalul vieții lui, a fost că n-a putut să dea tot ce a putut să dea și să onoreze darurile pe și care le-a creat. Noi când ne uităm la ce a creat Michelangelo. Exact. Și zici, mamă, cât a creat și ce a făcut. Sunt oameni care și-au dedicat în România, cum e Arsenie Boca, 12 ani să picteze o cupolă unei biserici. Da. Sunt și acum lucruri pe care nu le deșifrez, nu mai vorbim de Capela Sixtină. Ți-am zis la Vatican, când te uiți acolo la ce ar zice, efectiv că avem în, în rai. Avem aici încă lucruri pe care noi nu le-am deșifrat, nu mai ajungem la Capela Sixtină. Da. Da. Mergi până la sâmbătă. Exact. Da. Da. Deci, mie mi se pare foarte interesant că până mă intri într-o altă vibrație, intri într-o altă stare și vibrația ți va servi. Adică apar provocări. Cum reușești, mă, George, să nu te panici că nu vine război? Pentru că eu nu am o treabă cu război, eu am o treabă cu destinul. Dacă ăla e destinul, ăla va fi. Ăla va fi. Nu e capăt de linie când am murit. Este un alt început. Așa, asta spune educația mea. Cum să-i o spui tu cuiva care este legat de corp și zice că își pune că de fapt aia e viața lui? Nu e aia viața ta. Chiar nu aia e viața ta. Adică aia este o călătorie a corpului, știi? Dar asta e o chestiune care ține de cum integrezi. Știți că a zis Einstein o chestie foarte interesantă, că noaptea a descoperit. Mulți au descoperit noaptea în vis. Dar asta n-a venit dintr-o dată așa. S-a aprins becul. Muncă. Știi? Și când ai făcut rut, zice, ok, aia e. De acolo vine. Cum? Dar munca aia o depui tu. Și de fapt toți căutăm asta și am ajuns să cred asta. Știi, când o pui că
citește cărți de dezvoltare personală sau orice altceva, ci pleacă din trebuie este că tu ai plecat dintr-o chestie fără să o integrezi, adică e ceva sec. Deci am văzut că e cool, am văzut că trebuie. Nu! Un pictor, un artist, o balerină, când se duce, vezi o balerină care integrează baletul, închide ochii și dă din picioare, da, e elegantă, se învârte, face... Există flow. Exact, e înăuntru. Nu e o chestie care mi-a zis profesoara, mama, să fac balet. O să iasă și o balerină foarte bună, sigur, respectă niște tehnici. Pe de altă parte, apare o altă chestie, pofta vine mâncând. Nu pot să zic, nu pot să devin o balerină bună, până nu învăț tehnicile și petrec timp alături de alte balerine. Te-ai ca să pot să mă ridic la nivelul de o balerină măcar. Asta și pe parcurs. Munca, nu știu dacă e neapărat cuvântul potrivit, muncă. Sună așa, ceva dur, nu-i muncă. Și legat de procrastinare, dacă cumva procrastinăm la ceva, eu am pun întrebarea asta tot timpul cu The Path of Least Resistance, care e cumva către drumul. Ce sunt ghidat. Pentru că e teoria asta că dacă punctul A e aici și eu vreau să ajung la punctul B aici, s-ar putea ca drept să nu fie cea mai mare, cea mai rapidă cale, știi? Pentru că e ca și cum punctul A ar fi aici, punctul B aici, dar între ele un perete de obsidian, de metal din care nu treci. Dacă încolo e un râu așa care curge frumos și te duce dincolo, chiar dacă tu ți se pare că o colești, e mai rapid și mai ușor. Tău, da. Și e drumul tău. Și asta mi s-a părut foarte fain, ai zis, cumva dacă adresezi o întrebare din vibrație joasă sau din vibrație înaltă, știi? Cum aș putea să fac chestia asta cu bucurie? Cum pot să o integrez cu bucurie în viața mea? Cum? Că nu, trebuie spălate și vasele, trebuie și făcute și chestiile astea. Cum pot să salvez restul zilei și să mă simt împlinită? Că, uite, vin la podcast și deja am făcut un lucru fain. Da, ce faci atunci când ceva ce-ți place se transformă în ceva ce trebuie? Adică o să dau un exemplu foarte simplu și... Așa, dă-ne un exemplu. Mie, de exemplu, îmi plac reels-urile pe Instagram. Îmi place să le editez, să zicem. Și pentru mine le fac cu plăcere. Când vine vorba să fac pentru un client, amân chestia asta. Cu toate că activitatea în sine tot e ceva ce fac un reels. Adică editez ceva. Cum aș putea să scap? Sau care... Îți place să gătești? Să gătesc? Da. Cred că mai mult pentru că trebuie gătesc. Ce altceva îți mai place să faci? Ce altceva mai place să fac? Să mă plimb. Și dacă trebuie să te plimb pentru altul? Mă plimb. De exemplu, să plimb câinele altuia, nu? Dar te și plimbi în același timp, mai faci-o? Da. Ok, ce altceva îți mai place să faci? Să meargă cu motocicleta ziua pe asta, că... Ei, na, las-o pe ea și tu și cu mea. De unde știi ea, mă? Silence. Intri în curtea vecină. Tribunal. Îmi place să citesc. Mergem pe aceeași film, da? Deci îmi place să citesc, dar când devine trebuie. Da, când devine trebuie, când trebuie să citesc ceva, nu știu, pentru facultate, să zicem, sau pentru muncă, ceva, atunci hai mai bine citesc altceva pentru mine sau ceva de genul. Și acum apare un nor și te poartă într-o zi, peste 10 ani, în viața ta ideală. Care e primul lucru pe care îl vezi la tine acum? Primul lucru pe care îl văd la mine? Ce face Dana? Bine. Face bine, bun. Dar ce face? Cum? Ce face? Gătește, croșetează, ce face? Nu gătește neapărat. Se simte împlinită cumva și face lucrurile cu plăcere, orice, și nu procrastinează. Și în împlinirea ce face? Cum o vezi făcând? Unde este ea acum? Când mă cert cumva, că sunt, mă judec pentru că nu fac. Asta te vezi tu peste 10 ani? Nu, mă văd acum așa. Și peste 10 ani cum ești? Că nu mă mai cert, că sunt acolo, în armonie. Dar ești într-o cameră? Cum arată camera aia? Nu sunt neapărat, cred că sunt afară. Ești în natură? Da. Cum ești îmbrăcat? Sunt îmbrăcată lejer, în blugi, chestii, în culori deschise. Și ce ai la tine? Ce am la mine? Nimic. Ai nimic la tine. Și ce vezi? Mă plimb, sunt pe afară. Cum e peisajul? E soare. E munte, e mare, e parc, e... Munte. E Brașov, undeva? Cred, cam. Și cineva te strigă din spate. Cine te strigă? Cine mă strigă? Andreea mă strigă. Super. Și cum vine Andreea către tine? La fel de fericită și împlinită și binevoitoare și cu... Și ea spune, uite, vreau să mergem să facem
Ce mergem zice? Cu motocicleta. Și să faceți ce? Să vedem un oraș nou sau un loc nou. Ce spui în ghiozdan? Apă, așa. Bani, da. Și o bluză pentru în caz că e frig. Super. Ceva de genul. No, cum te-ai simțit? Fain. Deci, deja există imaginea asta în mintea ta. Întrebarea este ce te oprește pe tine astăzi să o faci, să o împlinești? Ce mă oprește? Nu știu, e ceva care mă ține... Ce? Știi tu, ce oprește? Nu știi? Nu, și dacă știi, taci. Ideea că... Ideea e în felul următor. Asta este un exercițiu foarte bun, pentru că și e ușor de înțeles. De foarte multe ori noi suntem prinși în capul ăsta, cu capul în activitățile noastre, deși noi știm unde vrem să ajungem. Dar dacă eu aș aduce în prezent acel lucru și m-aș adapta la el, da? N-am bani de o motocicletă, dar am o prietenă cu motocicletă. Ce aș arunca în asta? N-ai aruncat o carte. Ai aruncat apă, bani și ce știu ce mi-ai pus pe acolo. E foarte simplu, nu înseamnă că este greșit, dar lucrând la ce îmi place și ce simt că aș vrea să fac, de acolo încep să construiesc acest evantai, știi? Și lucrurile pe care vreau să mi le aduc. Pentru că nu știi niciodată, întâlnești un băiat într-un Sighișoara, la o terasă, ce îți place ție de el și așa mai departe, sau un motociclist sau whatever, știi? Habar n-am. Ideea este, cumva ghidarea asta, deși este foarte controversată părerea asta, eu nu am niciun fel de apăsare, pentru că eu am renunțat cu mult timp în urmă la viața pe care o aveam că trebuie și am făcut lucrurile din nevoie, că știu. M-am dus și când am făcut business, am zis că asta știu să fac, asta o să o duc la maxim, dar simțeam frustrare, cel puțin ultimii ani de zile, nici mă uiceam la birou pentru că știam că pot să fac chestia, dar nu mai vreau, nu se-mi dădea plăcere. În schimb, apropo de armonie, care oricum e o călătorie de o viață, adică de o viață, îți trebuie ceva timp să descoperi lucruri la tine, am plecat pe același film și am avut și ghidare în partea asta la altă. Și am văzut că învățarea este o parte, anumite medii, un anumit tip de conversații îmi fac bine, anumit tip de, drumurile pe care le fac zi de zi sau săptămână, anual, whatever, îmi fac bine. Și atunci am căutat să integrez în chestia asta exact ce simt că. Și de acolo s-a deschis un puzzle uriaș, pentru că am cunoscut oameni noi, am cunoscut modalități sau, eu știu, oportunități de a face afaceri noi. Multe, multe, multe lucruri, pentru că în jurul a ceea ce eu simt, da, și simt că este potrivit pentru mine, există o lume, în lumea asta mare, care fac aceleași lucruri. Stați liniștiți, adică nu-ți imagina că tu ești singură pe pământ și ești uitat aici undeva în România. Exclus! Am cunoscut, i-am zis lui Dan de atâtea ori, am cunoscut în Londra, oameni care veneau de pe din 79 de țări. Făceam același lucru, vorbeam aceeași limbă, eram extrem, deci aveam senzația că suntem efectiv toți la fel. Și am spus, hello, uite unde sunt. Deci eu doar trebuie să ajung într-un loc sau cumva să îmi pun intenția să ajung într-un loc în care oamenii deja fac ceea ce fac și eu sau ceea ce simt și eu. Și este sau ok. Sau să-l creezi. Sau să-l creezi, evident. Da, deci, plus că mai e o chestie, când timp ce povesteai visul ăsta al tău, simțeai frustrare, simțeai bucurie, simțeai vină, simțeai ceva? Neapărat. Încercam să mă gândesc ce mă oprește, ce simt în momentul de față. Care și ce te oprește? Nu știu, încă nu-mi dau seama. Ai un sentiment de gol, de plin, de vină, de... Cred că de gol. De neputință, de, nu știu, pot să fie un sentiment. Nu știu, mie mi-e greu să-mi dau seama ce simt de multe ori. Și cumva încerc să-mi ascult corpul, că el îmi dă semnalele dacă mie mi-e bine sau nu, dar să identific emoția sau sentimentul mi-e destul de greu. Nu știi să lucrezi cu emoțiile tale, înseamnă. Da. Da. Asta poate recunosc. Să, da, asta poate să fie venită de pe la tine, de pe în casă. Sunt o grămadă de blocaje, dar blocajele se rezolvă. Vezi, posibil tu să ai o hartă blocată tocmai datorită acestor blocaje, pentru că cu cât ești mai tânăr, foarte mult și nu lucrezi la tine, foarte mult în ceea ce se întâmplă acum în prezent, este o oglindă de buton de durere sau de acceptare din partea părinților. Adică vreau, fac asta că mi-a plăcut în casă și am văzut că e fain, fac asta să fug de asta, adică nu mi-a plăcut și așa mai departe. Dar nu înseamnă că este în discuția sau în momentul ăla eu, tu, știi? Și atunci tu lucrezi la asta, cine sunt eu? Cine sunt eu nu o să primești după scurt timp sau din trei cărți. Cine sunt eu vine și spune, ok, dacă am înțeles că la emoții am de lucrat, haideți să vedem ce emoții am eu. Ale cui sunt, sale mele, cu adevărat sunt, al lui mama, al lui tata, al lui sora, al lui fratele,
Sunt de durere sau sunt de plăcere? Și uite așa o să încep să te descoperi. Da? Și asta aduce, când ne întoarcem la educația continuă, este treaba ta să te ridici, să pui mâna, să investești, să... Am avut, uite, apropo de Iuliana Neagu, cineva după ce am zis fiul, care mi se pare foarte, foarte, foarte mic, aia 500 de lei, știi? Și zice, nu-mi permit. Și asta și m-am gândit, zic, tu nu-ți dai seama cu ce fel de oameni te vei întâlni acolo, cât timp îi vei petrece și dacă ai lua în calcul ora fiecăruia dintre noi să stai în același loc cu ei, plus ora celorlalți care sunt super valoroși, ar însemna practic cu o investiție poate de câteva zeci, poate 100 de ori mai mare. Pentru că tu nu înțelegi că de fapt spațiul ăla poate să-ți dea enorm de multă valoare. De aici enorm. E frumoasă viața, că fiecare are liberul arbitru, alege ce vrea, face ce vrea. E o chestiune care iară ne întoarcem la ea. Știi că când te gândești la procrastinare, și asta e pentru tine, că ai pus pe masă subiectul ăsta, să te gândești întotdeauna ce opresc să devin. Și dacă nu-ți place de pielea ta, atunci să în pielea ta de acum. Gândește că te-am proiectat în câteva minute pe un nor, peste 10 ani de zile. Întrebarea se pune, cum poți să ajung acolo? Oricum îți aparține alegerea. Dar dacă eu mă opresc și aleg să integrez procrastinare că e a mea, înseamnă că va fi mai departe acel vis. Deși eu am spus 10 ani. Nu e o regulă, evident. Dar asta înseamnă că, bun, ce mă ajută să dau la o parte? Adică dau la o parte emoții negative, dau la o parte lipsă de cunoaștere, dau la o parte relații nepotrivite, dau la o parte informații care fac rău. Și ce descoper? Descoper mai mult din ceea ce vreau să devin. Adică acea Daniela care vrea să se urce pe o motocicletă cu apă și un portofel și ce știu ce simți tu acolo, într-o călătorie să mă plimb, să descoper, să fiu fericită. Da, dar asta înseamnă educația asta continuă, când eu cu cât investez mai mult și cu sau fără program, apropo de chestiunea asta, mă ajută să dau la o parte acele lucruri pe care, de care n-am nevoie, astfel încât să fiu. Să fiu acolo în momentul ăla bine. Bine, rău. Nu, adică rău. Cum să zic? Bine și eu. Asta vreau să zic. Eu și ăla de acolo, din viitorul meu, care mi-l doresc. Și durează. Durează, chiar durează foarte mult. Foarte mult. Adică n-aș vrea să descurajez pe cineva, dar pe mine m-a uimit o discuție acum două săptămâni cu un client care mi-a spus, George, trebuie să cunoști pe domnul părinte, ție ți-am povestit. Un domn părinte de pe lângă Făgăraș, de pe nu știu ce sat, zice, este atât de înțelept și atât de cu un har extraordinar, ce ți-l recomand. Ce din spusele lui la 41 pic de ani, citise undeva spre 14.000 de cărți. Zice, omule, zice, omul are o minte incredibilă și are o trăire extraordinară. Și am spus, mă, vreau să-l cunosc pe omul ăla. Dar mi s-a oprit mintea în loc, știi, când am auzit 14.000 de cărți, știi? Întrebarea se pune, când? Cum? Nici nu, eu știu că există timp. Sigur a avut timp. Sigur, el n-a făcut altceva. Viteza se schimbă, felul în care absorb informația se schimbă. Sunt o grămadă de lucruri pe care, sigur, eu deja le văd la mine, cum le înțeleg și la celălalt. Dar este la 14.000 astăzi. Adică, probabil trei cuvinte au o profunzime de trece prin tine. Adică, știi, când ți-a zis o propoziție, o simți că e înăuntru tău. Nu mai e seacă, nu mai e goală, știi? Vine cu o încărcătură energetică și emoțională și de înțelepciune foarte puternică. Sigur, adică pot să-mi dau seama. Da, la fel cum e, uite, un Seth Guru, un Tony Robbins și mulți alții care îi apreciem. Da. Câtă profunzime există în cunoașterea lor. Și când vorbești de un Seth Guru sau așa, sunt și persoane care odată au citit 14.000 de cărți și treci așa prin tine, dar mai sunt și persoane care n-au citit o carte și treci așa prin tine. Acolo este chiar povestea lui Seth Guru care zice că n-a citit... A zis că acum spre finalul vieții a început să răsfoiască niște cărți al lui Patanjali și să realizeze că cam știe ce-i pe acolo. Da, el s-a descărcat, pornește, da. E un aspect spiritual foarte puternic. Da, mă rog, el e bătrân. E guru, n-ai, punct. E guru. Are o vârstă. Da, nu e o cale de a ajunge în cunoaștere. Că de fapt asta înseamnă dezvoltarea continuă. Să ajungi într-un punct de cunoaștere... Dar ține de tine. Chiar ține de tine. Nu vine... Școala te învață să înveți. Mi-a zis mie cineva și mi-a plăcut atât de tare. Bă, te învață să înveți. Te învață să deschizi o carte, te învață disciplină să mergi la ore, te învață să dai niște examene, te învață. Te învață să interacționezi, informații, să faci grupuri, ateliere, te învață să înveți. În rest,
uitați-vă, mai ales că noi ne cunoaștem dintr-un mediu de dezvoltare personală, câte informații se mișcau, se rulau în grupul, de exemplu, de la Speakers Club. Oameni care erau oarecum conectați la dezvoltarea lor personală. Nu. Câte de-astea pot să mai fie în viitoarea viață, nu? Multe, nu? Da. Deci hai să vedem. Mai dus departe pe mine. Uite, mie mi se pare că pur și simplu pentru unele persoane e mai greu să găsească modului de învățare, modului de a începe să facă primul pas. Efectiv, te simți ca și cum ai fi, cum era un film, că trebuie să treci drumul cu lavă și numai anumite stânci rezistă, altele coboară, dacă nu era un desen la un moment dat. Cum știi că următorul pas e ok sau ai făcut tot ceva care nu te duce nicăieri și ai senzația asta că nici nu poți cumva să o exprimi, în care simți că, de exemplu, simți tu, Andreea, că George sau Dani au descoperit un preot cu har care... Și mi-a trecut și mie asta prin minte la un moment dat, că aveam nevoie de ghidare de la un preot care să... Și nu știam cum să ajung la el sau... Asta a fost un singur exemplu. O carte care m-ar fi ajutat în momentul respectiv, nu știam care e cartea respectivă și n-a venit la mine atunci. Sau sunt momente în care mi s-a întâmplat în viață în care m-am simțit cumva că merge am flow și merg lucrurile așa foarte bine, dar veneau cumva ele spre mine. Și asta ține de mindset sau nu ține de mindset, pentru că eu am zis, sunt ok și merg și trebuie să învăț și e ok și să procrastinez, dar că toată pur și simplu simt că e foarte greu să vină lucrurile spre mine sau să fac eu o decizie care să fie bună pentru mine. Eu o să zic altfel. La început am făcut că trebuie. După care mi s-a făcut un pic scârbă. Și a durat vreo 2 ani treaba asta. Pentru că nu înțelegeam dacă e a mea sau nu e a mea. După ce treci prin niște lucruri și îți dai seama că ți-au lipsit niște capitole în care tu te-ai oprit, eu mi-am dat seama de un singur lucru. Atâta vreme cât tu nu pui nimic deasupra ceea ce deja știi, e clar că tu te blochezi și mai mult decât atât te duci exact invers, știi? Cum era cu credința. Credința nu e, știi, Tatăl nostru înseamnă că ai atins nivelul de lider de excelență acum. Da, cumva. Că... Ca la EMAG. Da, deci nu merge, știi, să ai atins, cum era... Nu, era practic de legendar, aia. Cunoaștere, că dacă ajungi. Eu eram nivel... legendar, nu? Eram legendar, da, și mai unul. Nu. Tu erai... Nu, legendarul era legendarul cel mai... Legendarul era ăla, la ultra șmecher și mă gândeam la George, care are câteva... Are mai multe comenzi, nu e mal. Și mă gândeam că, băi, e cineva care comandă mai mult ca George, cumva. 100% sunt oameni care își fac cumpărături de acolo, cunosc eu. Da. Deci toată chestia asta are legătură cu potențiometrul ăla. Deci eu când am oprit... și evident, eu m-am folosit de procrastinare. Că și Dani se folosește de ea. De ce? Pentru că nu vrea. Și zice, eu procrastinez. Dar eu nici nu vreau să citesc sau să învăț. Când începi să-ți dai seama cum îți afectează viața, și viața oricum merge, deci nu se oprește clepsidra. Țineți minte asta. Și vine un moment, peste 3 zile, 3 ani, 5 ani, când ceva se întâmplă și tu îți dai seama că n-ai înțeles de ce te-ai oprit atunci și aia 3 ani îți lipsesc. Și ulterior iar am început să pornesc roțile. Și iară, nu e ușor să repornești roțile. Dar când ești în credință și spui doar mulțumesc, nu ai nevoie să zici o formulă magică într-o rugăciune, spui doar mulțumesc. Și aia înseamnă, adică ating linia aia de credință și sunt acolo în fiecare zi. Sunt recunoscător, iar ating linia de credință. Și iară mi se duce. Mai fac un act de caritate, mi se duce și mai sus, da? Deci mă înalț în vibrație. La fel și cu cunoașterea și cunoștințele. Mai citesc o carte, mai urmăresc un documentar, mai mă uit la un program, mai stau de vorbă cu niște oameni, uite, un podcast în care nu pot să zic că nu plec cu ceva, da? Și așa mai departe. Și atunci iar ating linia. Dar am momente când spun, vreau să mă odihnesc. Și atunci iară linia aia începe să se ducă jos. Da? Deci chestiunea asta pur și simplu nu stă. Deci asta e o chestie, adică nu ai terminat... Da, ai terminat un masterat și gata, ai atins linia asta și ești master.
guru. No whatever. Way. No way. Deci toate acestea și uitați-vă, hai să ne mutăm într-o relație. Ce faci? Îi duci un buchet de flori, i-ai dat o cutie de ciocolată fetei în cazul nostru, da? Și gata, te vezi la 80 de ani, cu, te plimbi cu ea de mână prin parc sau cu el? Oleu, câte trebuie flori! Trebuie aragaz, trebuie frigid. Că asta era discuția noastră de el. Eu cred că trebuie multe lucruri așa când ai o familie. Zic, mai vrem! Eu acum căutam aragaz, deși puteam să caut orice altceva, dar nu aragaz. Cuptorul, mama lui de cuptor. Ce-i fain e că, nu știu dacă știi cum făcea Michael Jackson, câteodată își suna impresarul la 2-3 dimineața, cumva că a visat o chestie, că a primit un mesaj. Și îi zicea, acum te rog frumos să te întâlnești cu mine, nu știu unde, să începem să filmăm, sau ceva de genul, sau să facem ce nu știu ce. Da? Știi? Și îi zicea, Michael, e 2 dimineața, e 3 dimineața. Face, nu, am primit chestia asta, dacă nu o folosim, o va da altcuiva. Știi? Pe principiul ăla. Asta nu știam, dar e foarte tare, da. Da, nu, și am citit o chestie foarte interesantă și chiar, uite, este o perspectivă interesantă când te gândești de procrastinare, știi? Mergi la școală, primești o temă, nu-ți faci tema, hai, mai treacă, e un 4. Mare chestie. Plecând de la premisa că fiecare credem într-un Dumnezeu, un univers, un creator, care e acolo și noi suntem aici, e clar că noi am venit aici cu un anumit scop, o anumită chestie de făcut, indiferent care e ea. Cum ar fi să te întorci acolo în fața lui și să n-ai tema făcută? Știi? Că tu primești semne, știi? Vine un om pe stradă, zice, fă asta. Oh, da. Uite, go here, do that. Și tu zici, no! Da. Știi, pe principiul ăla, că uite ce ușor e dacă mergi pe pentru aici. Ea. Da, da. Că și ea are semnele astea. Știi? Toți avem semnele astea. Dar tu nu zici, știu nu. Să-l traduci, da, da, da. Și la un moment dat, dacă tu zici nu de suficiente ori, e clar că o trebuie altcuiva. Numai că să pregătești o altă entitate să-l încarnezi, să-i dai cunoaștere, să-l lași să evolueze, să-l se descopere, să așa durează timp. Mm-hmm. În momentul în care nu mai e timp, e clar că cumva primești tu penalizare ceva. E ca în jocul video, știi? N-ai apăsat butonul, pac, scade 5 puncte. Acum, știi, și ego-ul are treaba lui, știi? Și câteodată îi mai dai de treabă și lui, știi? Și acum am să zic altfel, mă uit la mine și mă uit la oamenii de acum 20-30 de ani. Nu mai am multe vorbe care au renunțat sau au refuzat să evolueze. Da? Sau nu au făcut nimic. Eu nu-i judec, nu-i critic. Dar am fost în discuții în care am preferat să tac. Și o oră, două ore, altcineva a vorbit și n-am spus absolut nimic. Dar nu pentru că n-aveam ceva de zis. Era pentru că nu simțeam că mă pot conecta la un nivel la care să pot să spun ceva. Pentru că sunt sigur că aș fi dus discuțiile într-un loc în care eram clar într-o contradicție cu cel din fața mea. Dar e ok să fii selectiv. Adică eu îți spun că se întâmplă treaba asta. Evident că am avut și a doua întâlnire, și a treia întâlnire, chiar am mâncat pe o persoană acum, și a treia întâlnire a plecat, deci a atins un subiect care am simțit că pot să vorbesc. Și era într-un spațiu în care știa ceva. Și bineînțeles mi-am deschis gura și am venit eu cu ce simțeam că e înăuntru meu, să dau afară, s-a oprit discuția. S-a oprit pentru că erau lucruri pe care, da, nu, că tu știi mai multe decât mine, tu știi? Și probabil nici nu se mai va întâlni cu mine. Sunt convins. Adică nu va căuta să mă întâlnească cu mine. Pentru că oamenii au nevoie să se simtă înțeleși, să se simtă valoros, să se valideze. Și atunci, iară, mediul, refuzând să continui, tu îți vei valida, practic, mediul în care vei sta. Pentru că și grija asta că te duci într-un alt mediu în care nu sunt suficientă, dacă nu îți dezvolți și nu îți rezolvi provocarea asta, care are un blocaj mental, rămâi acolo. Și tu nu-ți dai seama că, practic, alegând să procrastinezi, tu îți alegi spațiu și mediul care să te crească, exact cum sunt algoritmii acum în social media. Dă-i scroll pe TikTok la pisici, îți va da TikTok numai pisici. Dă-i scroll la oameni care vorbesc o limbă, universul îți va trimite doar oamenii care știu limba aia. Și tu zici, păi unde-s mă oamenii aia cu înțelepciunea aia? Păi tu ai dat scroll într-un spațiu în care ai căutat pisici, cum să-i găsești pe aia care vorbesc despre câini? Și atunci asta este singura chestie, pentru că universul te ține exact în spațiu ăla. Și zici, dar mă simt bine, mai bine să fiu cel mai deștept dintre cei prost, spunea cineva. Și am spus, serios? Perfect. Mai devreme vei fi ultimul prost. În sigur, în multe alte grupuri care sunt sute, nu, mii. Ești nu pe aici. Da. Și atunci de aia zic că tu te antrenezi, te antrenezi acasă, după care universul te trimite la un examen, te trimite într-un spațiu în care, nici nu te cunoșteam, cum i-au mai zis niște oameni. Bă, nici nu știam că te știi. Unii au început să lucreze cu mine, alții m-au recomandat. Adică, da. Dar eu am căutat.
A depins de mine să intru în alte grupuri. A depins de mine să muncesc, să ridic grad de conștiință. Și acum, da, sunt într-un alt spațiu în care sunt la același nivel sau caut deja cercuri mai sus. Dar cum ai știut care să fie următorul pas? Cum ai simțit că trebuie să te duci spre bucata asta? Că asta, zic, la mine e o chestie care simt că e aici, la aproape, nu peste 10 ani. Că eu am impresia că eu sunt făcută să fac ceva pas. Great, o să fie, îl simt că e acolo, doar pur și simplu pașii ăștia mici de acum, nu știu cum să-i aleg și ăștia mă frustrează. Este calitatea întrebării. Apropo de ce ai întrebat, care este următorul pas? Întrebarea este altfel. De ce am următorul pas ăsta? Ăsta pe care tu îl știi acum. O altă întrebare. Ce minte analizează următorul pas? Ce minte analizează următorul pas? Am de mers la București la o conferință sau am de mers la o tură cu motocicleta? Ce aleg? Să mă duc la conferință cu motocicleta. Dar aici deja ai două alegeri. De ce? Le ai, știi care e următorul pas. Ai Bun. Varianta și acum, să mergi cu motocicleta, și ai varianta apare, să mergi la conferință. Acum apare răspunsul foarte magic, care îl avem toți, absolut toți, din camera asta și efectiv toată lumea, care se numește instinct. Ce îți spune instinctul? Asta e singura chestie. Ce îți spune? Deci următorul pas... Și dacă nu spune nimic, înseamnă că nu știu. Nu există. Nu există. Instinctul spune tot timpul. Instinctul este vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește prin instincte, prin trăiri, prin deschizi o carte, citești un mesaj, primești un TikTok care ți se blochează mintea la el, cineva te sună și spune un cuvânt care în subiectul lui n-are nicio legătură cu ce ți s-a trezit ție în minte. Ăla este o formă prin care se comunică, universul comunică cu tine. Deci fiecare are, nu este un pattern pe care e al lui, al meu, al cuiva. N-ai cum, e imposibil, n-ai cum să mergi pe drumul meu. Și dacă cineva vine să zică să predea ție cunoaștere, o să predea cum a ajuns el, dar nu-i valabil la tine. 100% nu-i valabil la tine. E drumulețul ăla, știi? În schimb, fiecare pas, tu îl simți. Simt. Eu am simțit că vreau să fiu la Tony Robbins acum 2 ani sau 3 ani de zile și nu aveam măia 2500 de euro atunci la vremea aia sau cât au fost. Bă, deci vreau să zic că într-o singură zi, o zi și jumătate, eu aveam banii. Într-o singură zi, deci m-am pus în intenția, cineva a zis eu îți plătesc cazare, altul a zis că îmi plătește avionul, altcineva a zis că îmi dă bani de buzunar, deci toată lumea a contribuit ca eu să se întâmple acolo. S-a rezolvat în următoarele luni, am achitat, da? Că așa a fost situația a vremea respectivă și s-a întâmplat. Deci ăla a fost un pas, ăla a fost un semnal pentru mine. Am și eu povești de genul ăsta, de 100% cu Statele Unite, de exemplu, care la fel și din nou am simțit și... A fost no, acolo. Ăla este semnal. Deci, în momentul în care nu le ai, dacă nu simți despre un lucru, e posibil să fie ceva greșit, nu știu, poate nu, ești pe calea greșită nu. Sau pur și simplu... Să stai. E... Blândețe. A zis cuvântul cel mai frumos. Blândețe, stai. Nu trebuie să ai. Adică, dar cere. De exemplu, dacă tu te aștepți să primești semne, știi, ia să vedem, mă, universule, surprinde-mă, știi? Nu. Cere. Dar te gândești că semnul ăla e ceva care vine, hei! Da, da. Hello. Right, right. Da, e o chestie care zice. Cere îndrumare. Cere îndrumare. Da, poți să faci în rugăciunea ta sau în felul în care tu comunici cu tine, cu universul, spui așa: Doamne, univers, fiecare cum simte, dă-mi, te rog, un ghidare. Sau dă-mi un semn pe care să-l recunosc. Dă-mi un semn să-l recunosc. Și gata. Și l-ai lăsat în eter și va veni ceva. Vine, n-ai cum să nu vină. Deci nu există așa ceva. Nu există. Și când o să încep să-ți dai seama, plus că la un moment dat îi spui, știi ce, bă, aș vrea o pauză. Nu mai îmi dai niciun semn. Ia lasă-mă, fără semne, vreo 3-4 luni. Știi? Trimis mesaj din ăla de out of office. Exact. Îmi mute, ce-a pe mute. Îmi întorc aia, știi? I'm on vacation. Și asta, mi-a picat o carte din bibliotecă și am zis, no, not tonight. Out of office, a căzut fix cabala. Știi? Da. Out of office, azi. Da, o să vezi, o cunoști pe Anca, care vine la Iuliana Neagu. De da, la... n-am cunoscut-o. Ai cunoscut-o pe Anca, dar o să vină. Și la un moment dat povestea că îi se mișcau perdele și a spus, știi, eu nu mă sperii, dar vreau să te văd. Eu stai ce rume. Da, deci, evident că ai acest liber arbitru, mă. Și asta este partea cea mai frumoasă. Ai acest liber arbitru întotdeauna. Este ok și dacă nu ai chef. Mă, e ok dacă n-ai chef. Cum? Este ok dacă ai chef. Nu, este ok să zici nu vreau.
este ok să zici vreau, este ok să ceri, este ok tot. Tu, practic, la comanda ta, la cuvântul tău, ai în orice moment, în orice secundă, posibilitatea să stai, să avansezi, să escaladezi, să mergi stânga, să faci dreapta, ce vrei tu. Și asta e povestea, adică dacă tu te oprești ca ceva din exterior să vină să-ți influențeze drumul, eronat. N-o să-ți, și dacă îți vine o carte, tu nu o să ai mintea să o traduci, să scadă ție o carte în cărturești, în față, ce știu, era pus să strâmb, să zicem, merge mai puțin sefer. Băga mea și piciorul ce a picat, de ce l-a spus o mamaică lumea, știi? Sau dacă tu n-ai mintea trezită, să o înțelegi, să înțelegi mesajul, crede-mă, eu am citit o carte, m-am dus în Cărturești, era vorba despre, deci fii atent o carte, cum a fost, 12 legi spirituale prin care tu să slăbești, o chestie de genul ăsta. O zic, ce mi-a venit mie să iau cartea asta? O cumpăr, dau 30 de lei. Femeia vorbea cu femei. Ascultă. Deci femeia se adresa unor femei. Și-a targetat în audiență. Am studiat-o pe femeie, o tipă din Statele Unite. Am terminat cartea. Deci atât de multe rugăciuni frumoase, da? Ca un soi de mantre. Pe toate mi le-am notat. Deci atât de bogată a fost cartea în spiritual vorbind. Știi? Ca valoare, ca informație. Dar eu n-am căutat-o, nici nu știam autoarea, nici nu știam titlul. Sunt legi, le-ai trimis pe Captain Planet? Nu mă țin minte, probabil că da, că le-am notat. E o carte verde. Erau puțin mai lungi, nu? Da. Dar atât de tare mi-a plăcut și vreau să zic că n-am căutat-o, dar am simțit că este nevoie să o integrez. Și, atenție, era înăuntru, e vorba de blândețe. Deci cartea, dacă aș fi luat așa un cuvânt cheie din ea, era... să te uiți la tine cu blândețe și cumva să ceri îndrumare. Deci, evident, era legată sub un topic care probabil prindea, da, e keyword, dar în esență, în spate, înăuntru cărții erau cu totul altceva. Adică, cel puțin așa cum am perceput-o eu. Și a fost pentru mine. Să înțeleg că trebuie să fiu blând cu mine. Să înțeleg că este o chestiune care... așa funcționează lucrurile. N-am cerut-o, n-am căutat-o. Asta e un semn. Da? Și de aia zic că... dacă te lași la un moment dat ghidat în dezvoltarea asta continuă, care nu mai este un trebuie, nu mai este ce carte trebuie să fac, ori citesc, care este pasul următor, este ce am nevoie acum. Da, e cel universului, ce am nevoie acum. Închide ochii și ia-ți o carte din biblioteca mea, te duci, vezi ce-ți dă și la revedere. Da? Aia înseamnă, nu-mi place cartea, foarte bine, las-o parte. Când o citesc? Peste 3 ani, 5 ani, când o să am nevoie de ea? Adică am liberul ăsta să nu mă țin forțat de chestia asta. Începe o carte, îți place? Îți place, nu-ți place, o lași deoparte. Eu am lăsat una, am lăsat o la jumătate, am citit alta, că mi-a plăcut mai mult, după aia m-am întors la ea, iar am citit alta. Așa funcționez. Au fost 3 cărți citite într-o zi, în același timp citeam, dimineața citeam ceva, la prânz ceva, așa am simțit atunci. Deci sunt mai multe metode, dar m-am lăsat ghidat de chestia asta, știi? No. Și cred că... ne oprim despre... Timpul e relativ. Timpul e relativ. Timpul e iluzie. Ce luăm din podcastul ăsta? Asta o să vedem. Încep să zic când întârzi. Da. Sper să întârzi în anumite momente. În alte momente. Eu zic, nu cu mine. Bun, hai să vedem. Ziceți-mi, cu ce luați de aici? Hai să vedem pentru ei, evident, că e despre audiența noastră. Ce luăm? Ce luați voi de aici și voi ce luați de aici din întâlnirea asta, din acest brainstorming? Îi lăsăm doamnele prima dată, evident. Da, domnișoarele. Uite, eu o să încerc să iau lucrul ăsta pe care mi l-ai spus, să fiu blândă cu mine, pentru că de multe ori mă critic excesiv și vreau să fac mai mult decât poate, efectiv, poate creierul meu în ziua respectivă. Așa e, se poate. Toți trecem prin asta. Și eu am trecut. Nu se oprește după podcastul ăsta, da? Dar o să fii mai blândă cu tine în timp, o să vezi. Că vrei răbdare. Ia zi, Dani. Continui să faci, că la un moment dat, că pofta vine mâncând până la urmă. Da? Da, corect, că ți-e foame. Dani, cu ce pleci de aici? Da, la mine e ora de mâncat, clar. Băi, total paralel de ce am discutat, eu plec de aici cu smerenie. Uh-huh. Am ascultat, mi-ai recomandat documentarul cu Arsenie Boca, senzațional. Uai, ce mișto a fost, doamne. Absolut senzațional. Recomand să recomand citiți. Pe YouTube. E, nu știu, cum se numește, și... am scris Arsenie Boca, mi-a apărut o oră, 20 minute sau ceva. Exact. Și... deci dacă începi să-ți dai seama, dacă vezi într-adevăr cum și-a trăit viața... Aia voiam să zic, cât de simplu și modest și ghidat numai de lumină. Și, și ghidat, da. Asta-i mi s-a părut smerenie. Atunci, așa dacă vreți să mă închideți, să mă închideți, că asta a fost, el a fost închis în pușcărie în perioada comunistă. Și l-au plimbat ceva. Da, niște ani de zile.
După aia lagăr de muncă pe acolo. L-au exclus dintr-o mănăstire, s-a mutat la alta, după aia s-a mutat la alta. Unde a fost nevoie de el? Și oamenii mergeau după el oriunde, incredibil. Da. Și ascultam și cum ziceau că la sâmbătă, când era la sâmbătă, erau constant 800.000 de oameni pe zi în mănăstire. Dormeau pe jos. Pe... Da. Mergeau acolo, ajutau cu ce puteau să ajute, exact. Doar să fie acolo. E o energie aparte acolo unde... Mă rog, vorba spune că încă ar fi energia lui acolo. Și mulți oameni care vor cumva să scape de anumite chestii și lăsă dragi, între ghilimele, în parcare și scapă de el. Da? Eu așa am auzit. O, da. Doamne, da, asta nu știam. Da, dar nu, el e pe acolo. E pe acolo, da. Nu bântuie. Clar nu bântuie. Eu iau din întâlnirea asta recunoștință. Pentru că și intenția și topicul acestor podcasturi era vin din dezvoltarea asta continuă și învățarea continuă. Fiecare podcast pentru mine pur și simplu este o altă lecție. Știu sigur că iau ceva de acolo. Eu care, cum să zic, mintea de copil o hrănesc aici. Adică, curios, abia aștept podcastul ăla. Deci nu există dată din câte sute sunt să nu abia aștept următorul podcast, pentru că tot timpul spun așa, cine va alege să fie în podcastul ăsta este pentru fiecare dintre noi cei care stăm în camera aia. Și uitați-vă că voi știți foarte bine pe grup, Dan are instructajul ăla, cine vrea să vină, ea alege liber arbitru, eu pot, eu nu pot, fiecare cum poate. Când s-a ales, că 1, că 2, că 9, că 5, cum s-a ales, era necesar pentru toți. Și indiferent când se închide ziua de vineri sau când am știut exact cine vin, întotdeauna spun, abia aștept să va ieși ceva super tare. Deci nu este o chestiune care vine să spună să dea, să dea, pentru că eu, adică, dezvoltarea asta continuă este un umple și dă, umple și dă, umple, adică vin să iau, da? Da, și dau și să iau, adică, știi cum am ajuns o emoție. Motocicleta. Nu, Andreea îmi spusese ieri, gen, hai și tu la podcast, eu, nu, că am mult de muncă, că nu știu ce, și că, hai, ia și tu o oră și investește pentru sufletul tău acolo. Ce frumos. Da, și am zis că ai dreptate. Și așa mă zice. Foarte fain. Da, vezi? Și asta este instinct. Că nu aveai în calendar cu siguranță. Și atunci fiți mai blânde cu voi și voi mai blânzi cu voi. Nu trebuie nimic. Și ascultați-vă sufletul, că ăla e instinctul. Și zici că nu zice nimic instinctul. Ăla este instinctul. Și vezi, ai și transmis-o frumos. Fă ceea ce spune sufletul tău. Da. Deci când începem să identificăm chestiunea asta, o să-ți dai seama că va veni momentul în care sufletul îți va spune, bă, stai cu capul între cărți. Și o să stai cu el, mergi la bibliotecă. O să vină zi, bă, ne plimbăm cu motocicleta. Suflete, astăzi stăm cu pletele în vânt. Perfect, suntem cu pletele în vânt. E ok. Asta vrea sufletul tău, asta fă. Oameni buni, dezvoltarea continuă are mai multe planuri, da? Deci nu ne ducem în bibliotecă și uităm să ieșim de acolo. Înseamnă să învățăm să trăim și să luăm și să dăm în tot timpul, adică să există această curgere și curățenie, până când ne vom împlini misiunea, așa cum zicea Dan, și destinul pentru care am venit aici. Și bineînțeles, bucurie și fericire, intrăm într-o altă viața ta vreme când ne-am luat toate lecțiile. Deci, dacă putem să stăm cât mai mult în vibrație înaltă și în bucurie, ăla este deja parte, sufletul se bucură și este ok. Când este deja în temeri, frici și griji, înseamnă că e un semnal că nu-i bine acolo. Schimbă ceva. Da? Ce să zic, oameni buni, weekend cu soare pentru voi. Revenim curând cu poze și informații legate de interviu cu Iuliana. Eu sunt excited, ce să zic, abia aștept să împărtășesc cu voi. Știu că este unul dintre cele mai vizualizate videouri din canalul nostru, chiar review-ul cărții ei. Ambele. Și ambele, nu? Da, au crescut foarte tare și ea e uimită și eu sunt uimit și imaginați-vă că va fi în studioul ăsta, în această cameră, pentru mine, peste exact 24 de ore. Așadar, ce să zic, abia aștept să ieșim, să vedem ce iese și ce să zic, abia aștept să ne vedem. Mai veniți. Ce vă spune sufletul vostru? Da. Pace. Pa. Ciao. Fine, no? Ciao.